se dă iarăși lege pentru pensii. Care sunt pensiile ce trebuie schimbate, frustrant și de neacceptat? Aceste pensii trebuie neapărat să sufere modificări, pentru a se elimina o serie de probleme din prezent. Nicolae Ciuc a subliniat necesitatea eliminării inechităților din sistemul pensiilor militare, menționând că legea a fost inițiată de echipa sa. Nicolae Ciucă vrea eliminarea inechităților din sistemul de pensii. Președintele PNL, Nicolae Ciucă, susține că inechitățile din sistemul pensiilor militare trebuie eliminate. Este o lege inițiată de noi. Sper ca Ciolacu să înțeleagă și să o semneze, a adăugat el. Ciuc a fost întrebat, într-un videoclip publicat duminică pe Facebook, despre pensiile rezerviștilor. Liderul PNL a explicat că legea referitoare la rezerviști a fost inițiată de partidul său și a exprimat speranța că premierul Marcel Ciolacu va înțelege să o semneze. El a subliniat că nu este normal să existe inechități în sistemul de pensii militare, menționând o discuție avută cu Ciolacu în care a subliniat necesitatea eliminării acestor inechități. În acest context, a dat exemplul unui maior care a ieșit din funcție în 2011 comparativ cu unul care a ieșit în 2013, evidențind că nu ar trebui să existe o diferență atât de mare în funcție de numărul de ani munciți, grați sau funcție. A mai adăugat că este frustrant și inacceptabil să existe astfel de discrepanțe și a menționat că așteaptă ca acesta să fie votat la Camera Deputaților. Aia cu rezerviști este legea plecată de la noi. Sper ca Ciolacu să înțeleagă să o semneze. Nu e normal să fie așa. Pentru că a fost o discuție pe care am avut-o cu el de la început. Trebuie eliminate. Nu i-am cerut altceva decât eliminarea inechităților din sistemul de pensii militare, pentru că nu e normal ca un om, un maior de exemplu, care a ieșit de pe o funcție în 2011 cu unul care a ieșit în 2013, să fie o diferență atât de mare la număr de ani munciți, la funcție, la grad. Adică e normal că este frustrant și de neacceptat. Îl avem la Camera Deputaților, așteptăm să se hotărască să-l voteze, a explicat liderul PNL. PSD ar bloca proiectul de lege privind pensiile militarilor. Reamintim că Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, declara marți, 15 octombrie, că PSD continuă să împiedice avansarea proiectului PNL de modificare a pensiilor militarilor, care nu au fost indexate de mulți ani. Potrivit acestuia, blocajul recent s-a produs în cadrul biroului permanent, unde PSD a solicitat un punct de vedere din partea guvernului înainte de a permite continuarea procesului legislativ.